Bine ați venit, stimați colegi! Bună dimineața! Se aude bine? Bine ați, se aude! Bună dimineața, domnule! Sper că sunteți bine în nou an. Putem începe? Toată lumea este conectată. Da, domn primar. Bine, domn viceprimar. Mersi. Deci, vreau să vă anunț din start că toți membrii familiei au fost testați negativ. Suntem care la școală, care la lucru plenar. Vă doresc și dumneavoastră multă, multă sănătate. Nu uitați să vă vaccinați. Astăzi este disponibilă și doza booster pentru a trece eventual mai ușor sau a nu vă infecta în continuare. Vă doresc tuturor multă, multă sănătate. Repet, pe zona COVID vom reveni un pic târziu. Ieri pe viaduc au căzut doi piloni ai regiei transport electric. Am văzut starea lor în așa stare, dar și mai proastă se aflau pilonii de pe strada Careu-Heiului. Atunci când am luat decizia să-i schimbăm în 2020 și atunci au fost comentarii diferite abordări sarcastice din partea unor care astăzi comentează foarte mult pe Facebook și pe alte rețele de socializare. Anunț că în prezent este efectuat proiectul de modernizare a iluminatului stradal pe Bulevardul Dacia pentru anul curent. Și acolo pilonii sunt într-o stare deplorabilă. Am văzut ieri, repet, și prostimea unor deputăței care au menirea de a scuipa venin, că au făcut haz de necaz pe acest caz grav. Repet, din ce înțeleg eu, oamenii au scopul să mă atace pentru faptul că am anunțat despre mișcarea alternativă națională. Și nu pentru că îi doare, pentru problemele orașului sau al țării. Astăzi, specialiștii vor analiza pilonii montați pe întreg podul viaduc și vor propune soluții în continuare. Deși această evaluare este făcută permanent. Până acum 2 ani, nimeni nu și-a bătut capul să fie schimbate treptat sistemul de iluminat din Chișinău, pilonii și tot așa mai departe. Repet, pilonii au ajuns într-o stare gravă, învechiți, montați prin anii 80. Avem aproximativ 30.000 de piloni în municipiul Chișinău. Cea mai mare parte sunt în administrarea municipalității. O parte sunt bună la Premier Energy, aproximativ o treime. Dar despre asta vom reveni un pic mai târziu. Sper în același timp că locuitorii municipiului Chișinău, oaspeții capitalei, văd că foarte multe străzi au fost iluminate și modernizate în acești 2 ani de zile. Sigur că avem mult de muncit. Solicit ca toți responsabilii să verifice starea tuturor pilonilor de pe străzi, fiecare întreprindere care are în gestiune și să vină cu prioritățile care trebuie imediat întreprinse. Unde trebuie de scos, unde trebuie de schimbat de urgență, unde mai așteaptă. Eu am statistica pe care mi-a transmis-o repetat dimineață, dar vreau o dată în plus să vă concentrați în teren pentru a evita orice speculație. Eu vreau să precizez pentru toată lumea că exact cum sunt poate unul din acești piloni care au căzut, astfel de situații grave acum 2 ani erau pe toate străzile, stațiile de așteptare care nu existau. Iar în cele care erau, erau doar acoperișuri, de parcă erau saraiuri vechi și distruse în totalitate. Așa erau toate, practic, autobuzele și troleibuzele în parcul urban și în regie transport electric, marea majoritate, cel puțin la parcul urban de autobuze și o bună parte la regie transport electric. În asemenea, hal fără de hal se afla stația de curare și tot orașul puțin darahat. Stația de depozitare a deșeurilor, astăzi este cea mai înaltă performanță la tratarea livigatului din Europa de sud-est și zone de protecție pentru acel poligon de la Țânțăreni. Marea majoritate a încăperilor, întreprinderilor municipale și infrastructura întreprinderilor municipale, subteranele unde erau WC-uri publice, hal fără de hal, o bună parte din străzi, trotuare, parcuri, scoaruri, etc. Lucruri în care am intervenit împreună cu dumneavoastră, împreună cu toată echipa și vom interveni în continuare. Curțile blocurilor locuit care
arătau ca după război și pe care, iată că în acest an am început să le tratăm, să spunem așa, de viciile dezastrului. Da, avem foarte mult de lucru, pentru că peste 90% din curțile de bloc, ziceam, arată ca după război. Sau arătau ca după război. Mai avem foarte mult de lucru. Ne vom concentra în acest an, care vine în 2022, pe aceste priorități. Avem planuri foarte ambițioase în această privință. În așa stare sunt și așa am găsit rețelele subterane pe care treptat le schimbăm, pe străzile pe care le reparăm, începând cu Creangă, Albișoara, 31 August, Ighina, Alexandru cel Bun, dar și multe, multe alte rețele de contact din totalul de aproximativ 1700 de kilometri, 116 kilometri de rețea, care este învechită mult peste timpul său de funcționare. În așa stare am găsit orașul, locurile de locuit și multe, multe alte lucruri. Și da, schimbăm treptat, da, nu fără de probleme, da, cu implicații majore. Până acum nu s-a schimbat nimic în această privință, până am venit, practic deloc. Și dacă sincer, nu înțeleg de unde vine această bucurie sadică a acestor deputăței, că ceva s-a stricat, s-a deteriorat, s-a inundat, a fost vandalizat. Mie mi se pare că aici trebuie să lucreze psihologul, în primul rând. Nu mă închipui cum noi cu dumneavoastră ne-am bucurat că la Comrat ar cădea pilonii sau la Cahul ar inunda sau la Telinești s-ar surpa drumul sau undeva ar avea de suferit un pod. Eu cred că acești oameni au grave probleme de sănătate, la propriu. Ceea ce m-a deranjat foarte mult este că s-au alăturat niște blogherași și parcă reprezentanți media cu autoritate, cu exact aceeași retorică. Dragi și nedragi, nu vă este rușine, sincer. Chiar să te bucuri că undeva ceva a crăpat, s-a inundat, s-a stricat, urmează ce să vă bucurați de un eventual, nu de Doamne, deces a cuiva sau cum să interpretăm lucrurile astea. Mai bine, haideți să toată lumea cumva să-și caute de treabă, să apuce de lucru. Nu să stea pe rețele de socializare, că nu mai înțeleg ce se întâmplă în țara asta. În timp ce sâmbătă și duminică arătați cum era lumea în teren, direcția comunală locativă, ex-drupul, spațiile verzi, autosalubritate, apă canal, toată lumea și noaptea și dimineața și pe parcursul zilei, fără Crăciun, fără an nou, și stau bine, mersi, niște potlogare acolo, la călduți, probabil că deja mahmuri după zile de răcitură și tot felul de țuică, vin șampanie și amestec și se dau mari și tare pe rețele de socializare. Dar haideți că oamenii o să ne judece pe toți, absolut pe toți, și pe voi și pe noi, și o să ne dea apreciere. Nu vreau să mă rețin foarte mult, mi s-a părut pur și simplu strigător la cer această abordare și, repet, de la ăștia care fac cohorta asta de tot felul de experți în toate domeniile, mai treaz sau mai puțin treaz pe rețele de socializare, ceea ce m-a pus în gardă este atitudinea unor oameni care cred că ar fi necesar să fie imparțiali. Fie pe seama fiecare. Domnul Ilie Ceban, vă rog frumos la control care subiecte sunt legate de viaduc. În ceea ce ține podurile din Chișinău, repet, pentru cei care se dau mari experți iarăși pe rețele de socializare. Lucrările de reparație a podului din strada Viteazul au fost scoase la licitații 2 ani consecutiv. Anul trecut de câteva ori. Nimeni nu a participat. Nimeni nu poate explica exact care este cauza, că nu este interesant de punct de vedere financiar, că nu sunt specialiști, că nu avem capacități aici locale. Ne-am adresat și colegilor din România și colegilor din Ucraina. Sperăm că în acest an, după ce ajustăm deja a treia sau a patra oară proiectul și prețurile, ținând cont de costurile care au crescut, să putem să identificăm soluții. Pe celelalte avem zone de expertiză, pe Ismail se proiectează, pe viaduc intervenim, pe podul de la Sângera, vă rog, tot
la fel să interveniți cu lucrările curente și în aceste condiții să avem expertiză foarte clară ca oamenii să nu aibă interpretări, pentru că am văzut diferite comentarii și pe bună dreptate unii se deranjează despre starea lucrurilor, să putem să publicăm. Domnul Mihalache, vă rog să veniți, dacă puteți acum, cu precizări sau pe parcurs. Vă rog foarte mult. Domnul director, sunteți? Da, bună ziua, domnul primar, bună ziua, stimați colegi. Într-adevăr, din ceea ce ați menționat și dumneavoastră, situația legată de podul viaduc, vreau să atenționez că pilonii care au fost s-au prăbușit ieri în jurul orelor 15, sunt piloni care au fost montați în anii 80. Acești piloni au fost întreținuți, dar cu părere de rău, ieșind din faptul că podurile respective în procesul tratării sau prelucrării în perioada de iarnă cu material antiderapant, cu alte substanțe agresive pentru metalul care este pozat sau mai bine zis pe care au fost instalate toate elementele de rețea de tracțiune, au erodat. De asemenea, a fost inclusiv în ziua de ieri a fost efectuată o analiză și o expertiză vizuală și la majoritatea stâlpilor. Astăzi vom ieși în teren cu specialiștii, cu experții pentru a se expune privire la modul de amenajare acestor piloni pe podul respectiv. Totodată vreau să menționez că situația și starea funcțională sau starea tehnică a podului este una satisfăcătoare. Astfel de expertize au fost efectuate în anterior, inclusiv cu participarea experților care sunt și execută lucrări de expertiză a podurilor la nivel național. De asemenea, vreau să menționez că starea podurilor din municipiul Chișinău va fi evaluată în anul curent pentru obiectivul dat a fost stabilită și suma respectivă în bugetul municipal pentru a putea demara aceste lucrări de expertiză a tuturor, de inventariere și expertiză a tuturor podurilor din municipiul Chișinău. Vreau să menționez că cei ce ține de podul Mihai Viteazu într-adevăr au fost expuse la licitație 2 ani consecutiv lucrările pe acest pod. La ora actuală avem finalizată reevaluarea lucrărilor pe pod, se are în vedere costul lucrărilor de reparație a acestui pod, din motivul că anul trecut am avut o creștere considerabilă a costurilor pentru materialele de construcție care sunt utilizate, mă refer la metal și celelalte betoane, celelalte materiale care sunt utilizate la construcția și reparația podurilor. Din motivul dat a fost efectuată această reevaluare reieșind din ultimele modificări de prețuri și urmează, odată cu finalizarea tuturor procedurilor de înregistrare a costului, sau mai bine zis, a procedurilor de achiziții care le are în anul curent direcția Perol, va fi imediat inițiată și procedura de anunțare a licitației de achiziție a serviciilor de reparație capitală a podului Mihai Viteazu. Totodată vreau să menționez că a fost identificată soluția ce ține de proiectarea podului Izmail legată de acea construcție capitală care a fost construită în, aș putea spune, abuziv în zona podului Izmail, creând unele impedimente de acces a specialiștilor pentru inspectarea suprafeței podului în zona căii ferate care se află în zona străzii Albușoara. Totodată vreau să comunic împreună cu agentul economic care desfășoară activitatea în imobilul respectiv, s-a luat decizia de a demonta acea parte a clădirii care creează impedimente de acces pentru expertizare, după care se va ajunge și la faza de demolare și crearea condițiilor necesare și suficiente pentru reparația capitală acestui pod.
În rest, avem și alte expertize a podurilor. Vreau să menționez că în stare toate celelalte, cu excepția podul Mihai Viteazu și podul Ismail, sunt într-o stare satisfăcătoare. Cei ce ține de chiar bună, cei ce ține de podul Mihai Viteazu și podul Ismail sunt, mai bine zis, satisfăcătoare și necesită o intervenție, dar după cum se vede și se observă la ora actuală, podul Ismail se află într-un proces de conservare a zonelor care sunt supuse unei degradări avansate și în special zonele periferice a podului. Grinzile care se află la periferia podului au fost scoasă acea influență și acea implicare prin trecerea transportului public peste această zonă, prin montarea celor piloni de separare și securizare a zonei date. În rest, domn primar, vreau să menționez că podurile cu implicarea companiei X-Drupo sunt întreținute curent, permanent, în ceea ce ține de acele fisuri care apar sau necesitatea de implicare, inclusiv la ora actuală am avut în două zone, în special podul Ismail și Mihai Viteazu au fost executate reparații cu beton asfalt crece pentru a evita eventuale situații de avarie sau agravarea situației de exploatare a acestor obiective strategice pentru muncit și noștri în Republica Moldova. Aceasta ceea ce ține de podul. Mulțumesc mult, domn director. Ceea ce ține de plombarea asfaltului cu asfalt rece, plombarea drumurilor. În urma nesorii, doar și aplicarea antiderapantului, au apărut foarte multe groapi. Care este situația? Da, într-adevăr, doar ieșim din faptul că avem o suprafață carosabilă care nu s-a intervenit mulți ani și avem carosabil care nu a fost preparat suficient. Într-adevăr, avem situații de apariție celor gropi care, începând cu ziua de marți, săptămâna trecută, fiind livrat acel beton asfalt de crece, am reușit să plombăm 260 de metri pătrați de suprafață care, pe drumuri principale, vreau să atenționez, acele gropi care reprezentau risc, pericol pentru deplasarea autoturismului, transportului public. În săptămâna curentă, de asemenea, X-Drupo va fi implicat în reparațiile respective, reparațiile curente și cu trecerea și pe drumurile secundare, unde se va interveni de asemenea cu reparația cu beton asfaltic rece. Totodată vreau să menționez că a fost implicat efectivul X-Drupo și în curățarea acelor receptoare și gurilor de captare a apelor pluviale pentru a permite apelor de la topirea zăpezii să se evacueze și să nu avem zone inundabile pe teritoriul municipiului Chișinău. Vreau să mai aduc la cunoștință că, reieșind de faptul că am avut în zilele de 8-9 ianuarie, am avut precipitații sub formă de ninsoare. Au fost interveniți și pe parcursul acelei nopți s-a executat lucrări de supraveghere și intervenție cu material antiderapant, în special cu amestec de nisip și sare, a fost distribuit 150 de tone, cei ce ține de sare curată au fost distribuite aproximativ 60 de tone pe teritoriul municipiului Chișinău. Vreau să menționez încă o dată și să comunic tuturor chișinăuienilor că X-Drupo este în regim de intervenție permanentă, mai bine zis, în regim de serviciu permanent pe perioada de iarnă, indiferent de faptul că este zi cu precipitații, este zi cu înghețuri sau scăderi de temperatură. Acest serviciu este executat pentru a interveni în orice situație de scădere bruscă a temperaturilor, inclusiv intervenții necesare pe zona podurilor și zona unde avem risc de formarea poleiului și riscuri inclusiv de
formarea acelui ghețuș unde există risc de apariția accidentului sau situațiilor de avarie, atât pentru transportul public cât și transportul privat. În cele ce urmează vreau să comunic că Exdrupo dispune de tot materialul antiderapant necesar pentru intervenție pentru prima perioada anului curent, adică ne cătăm la faptul dat, suntem și în pregătirea și anunțarea celor licitații de achiziții suplimentare pentru orice eventualitate, dacă va fi necesar și vom avea perioade cu ninsori abundente. Ne cătăm la aceasta, suntem gata să intervenim și acele utilaje sunt deservite și reparate și la ora actuală sunt de asemenea gata să se implice plenar în lucrările de întreținere a drumurilor, inclusiv de intervenții în caz de precipitații sau ninsori. Mulțumesc mult, domn director, și vă rog foarte mult absolut toate regiile și Direcția Transport și Direcția Comunală, locativ, spațiile vers, ceilalți implicați. În următoarele zile avem iarăși noi avertizări de diferențe de temperaturi noaptea, ziua, minus plus sau temperaturi foarte scăzute. Avem noi avertizări de ninsori, care ulterior trec în ploi. Rog situația să fie ținută sub control. Înțeleg că este destul de obositor pentru toți lucrătorii dumneavoastră, dar vă rog foarte mult să fim cât se poate de prudenți și cât se poate de implicați în această privință. Mulți sunt buni la criticat că se presa răsare, material antiderapant înainte. Corect, așa să fie, doar ca drumurile, trotuarele să fie ușor practicabile. Repet, important este sănătatea oamenilor și să se intervină imediat. Acum, după ce sâmbătă, apropo, a fost dat startul turneului Chișinăului de seară, sub patronajul primăriei municipiului Chișinău. Sunt sute de oameni care vor participa, multe echipe, printre care și echipa primăriei municipiului Chișinău, debutantă. Este o tradiție acest campionat extraordinar și rugăm, invităm locuitorii municipiului Chișinău să urmărească evoluția acestui campionat. Am zis că vom susține foarte multe inițiative sportive pe parcursul anului 2022. Anul trecut am avut foarte multe evenimente pe care le-am susținut și considerăm că acest lucru este foarte, foarte necesar. Începând cu infrastructura entităților sportive, facilităților care pot fi organizate și finalizând cu evenimente diferite. Vom reveni cu detalii la acest capitol, dar imediat după asta am făcut un tur prin oraș ca să văd cum stau lucrurile în diferite șantiere, șantiere care sunt tranzitorii de anul trecut în anul curent, șantiere care au fost finalizate și care în unele cazuri s-a intervenit subterane, în care mai găsim niște apă și nu se strânge atunci când s-a făcut reparații. În fine, deci să nu spuneți că nu am spus și probabil este a cincea oară în ultimele două luni de zile când fac public aceste detalii și avertizări. Vreau și presa să fie atentă la ceea ce le voi spune. Și atunci când voi fi întrebat care este cauza deciziilor mele, să fac referință anume la acest caz. Stimați prieteni, șef de direcții și întreprindere, au rămas zile numărate până la desfășurarea evaluării dumneavoastră, iar în cazul întreprinderii, evaluării de an, pe care o considerăm noi necesară aici la primărie, la executiv. Și pentru o bună parte, sau pentru chiar mulți dintre dumneavoastră, va fi o evaluare decisivă. Repet, zilele trecute am inspectat orașul. Am mers personal prin mai multe sectoare și prin mai multe străzi.
în anumite locuri îmi era chiar rușine pentru dumneavoastră. Deși eu vă cred pentru că e greu, complicat, nu reușiți și multe altele. Înseamnă că nu trebuie să vă permit să plecați prin concedii. Înseamnă că trebuie să vă văd nu pe Zoom, dar în teren, acolo unde vă așteaptă oameni. Unele șantiere le-am găsit în hal fără de hal. Șantiere tranzitorii, repet. Și astfel de lucruri nu cred că pot fi iertate. Și sigur că oamenii fac rând pentru a-mi scrie și pot să vă arăt toate aceste mesaje. De asta am ținut personal să merg să verific în teren. Sau a spune că toți în primăria Chișinău se ocupă cu ce nu trebuie. Concluzia mea este că unele momente ori sunt lăsate intenționat sau că nu se vrea. Deja este al doilea an când aș exclude cuvântul nu se poate. Dacă nu puteți, am zis, scris share și plecați. Iar dacă se face intenționat sau nu se vrea, deciziile le voi lua eu în continuare. Și declar cu tot respect. Nu voi mai sancționa. Nu voi mai avertiza. Nu mai rog pe nimeni să-și facă muncă. Cei care nu fac față, ne vom lua rămas bun. Anul curent avem foarte multe proiecte și nu vreau să accept tot felul de scuze. În primul rând, tot ce se întâmplă în teren, proiectele, programele, toate aceste lucruri sunt din banii locuitorilor municipiului Chișinău. Sunt banii contribuabililor. Sunt banii bugetului municipal. De asta nu accept orice fel de abatere de la un standard sau alt. Am zis, da, avem proiecte foarte multe. Da, înțeleg că undeva nu se reușește suficient. Dar calitatea, securitatea șantierelor și rezultatul final este probabil unul dintre cele mai importante argumente în fața locuitorilor când facem un proiect sau altul. Și nu se acceptă niciun fel de scuze în această privință. Să nu fie supărări, v-am spus pe tot parcursul anului trecut, vă spun și acum. Totodată, în acest an vor fi foarte multe drumuri reparate. Mai multe drumuri vor fi reparate de către Direcția Transport, altele de preturile de sector, la fel și trotuarele, intervențiile în suburbii. Rog ca această listă să fie sistematizată, să fie puse străzele și responsabili pentru fiecare obiectiv, astfel ca să facem publică lista, iar oamenii să cunoască de ce și pe ce străzi și când vom interveni. Domnii viceprimari Ilie Ban și Pădin Măgăcevski, am rugat să fie făcută evaluarea împreună cu echipele de monitorizare în teren în următoarele 3 săptămâni de zile, pe fiecare proiect în acești 2 ani de zile pe care le-am realizat. Iar locuitorilor municipiului Chișinău le solicit în privat, public, pe rețele de socializare, pe eu.chisinau.md, să ne expedieze, dacă vreți, până la urmă, o apreciere a activităților în sector, a preturilor și regii, a obiecțiilor pe care le au la unele sau altele proiecte pe care le-am implementat. Fizic, chiar dacă mi-aș dori, nu reușesc să ajung la fiecare șantier. Ele sunt sute. Nu mi-ar ajunge nici jumătate de an ca să acoper tot ce am făcut în acești 2 ani de zile, ca să ajung în școală, grădiniță, scoar, parc, curte de bloc, suburbie, să verificăm apeductul și canalizarea sau multe alte șantiere care sunt deschise. De asta, pe de-o parte, solicit executivului cât se poate de implicat să fie în această perioadă și aștept raportul final, domnul Talmanș, nu mai târziu de data de haideți să fie data de 28 februarie.
28 ianuarie. Și toate aceste lucruri, începând cu diferite domenii, fie ele sociale și finalizând cu cele de infrastructură, vor fi alături de alte criterii puse în capul mesei atunci când vom lua deciziile care se impun pe evaluarea funcționarilor publice. Am zis, nimeni nu a fost hărțuit pe criterii politice, nimeni nu a fost dat afară de flori de cuc. Tot ce am cerut de la dumneavoastră, nu contează din care partid sau ideologie sunteți, sau apolitici, dacă sunteți. Este să vă manifestați profesionist la locurile de muncă. Și asta voi cere în continuare. Iar cine nu face față, până supărări, va trebui să ne vom rămas bun unii de la alții. De astăzi copiii au revenit la școală. Domnule, vă voi să fie verificată fiecare instituție, școală și grădiniță și până miercuri să-mi raportați care este situația în teren, în mijlocit, dacă toate au cele necesare pentru ca procesul educațional să decurgă în conformitate cu standardele minime în această privință. Temperatura în încălcări să fie bună pentru copii și profesori. Condițiile să fie normale pentru lume. Și vă rog să nu economisiți pe căldură. Știm că facturile vor fi mult mai mari, iar din luna aceasta vor fi resimțite aceste prețuri și mai mult. Am estimat aceste costuri atunci când am planificat bugetul, chiar dacă ne doare foarte mult, chiar dacă asta ar însemna că într-o situație sau alta, așa cum este și cu compensațiile la căldură, zeci de milioane de lei, din cauza proastei guvernări, vor trebui să ajungă pentru a compensa agentul termic, în loc să ajungă pentru proiecte de infrastructură, pentru proiecte sociale, pentru grădinițe, pentru școli, pentru pavilioane, pentru terenuri de joacă, pentru stadioane, pentru cursele blocurilor locuit. Cu acești bani am fi putut, care doar ca diferență la această etapă, estimativ, sunt prognozate la aproximativ 90 de milioane de lei, am fi putut reabilita aproape 200 de curți de bloc. O să nu zic că toate pavilioanele și terenurile de joacă din toate grădinițele. Și statul a acoperit zerurile pe lângă faptul că ia toți banii de la municipalitate. Așa au negociat cei de la guvernare. Că acum în fiecare lună avem majorări a prețului la gaz. Și nici până în ziua de astăzi nu am văzut acel contract fabulos și acea dominare extraordinară în negocieri. Și de asta deputații care încă sunt mahmuri de la Crăciunul pe stil nou, anul nou, Crăciunul pe stil vechi și acuși la Sfântul Vasile, că ei nu se trezesc, nu lucrează pe tineri de 15, nu știu, acolo. Încearcă să divieze opinia publică. Lucrurile stau foarte grav. Fiind în sărbători, oamenii nici n-au fost informați că din 1 ianuarie gazul a fost majorat cu practic încă 100 de dolari. Benzina s-a scumpit, motorina s-a scumpit, alimentele, produsele alimentare s-au scumpit. În schimb, avem filmulețe pe care le arătăm oamenilor care locuiesc departe cât de bine locuim în Republica Moldova. Și ne bocim pe la televizor că toată lumea este vinovată, numai nu cei care guvernează. Sau iar s-au ascuns și nimeni nu spune nimic pentru a nu le fi șifonată imaginea. Am uitat deja când am văzut un ministru sau nu știu, pe cineva care este responsabil de un domeniu sau altul. Nici un plan pe termen scurt și nici un plan pe termen mediu. Lung nu am auzit. Ce face omul mai departe și cum își achită facturile și întreținerea lunară? Rămâne o gravă provocare pentru noi toți. Și ceea ce spun acești guvernanți ipocriți este că urmează energia electrică substanțial să fie crescută ca și costuri. Și în continuare vor fi toate prețurile în lanț. Și asta se va pune pe umerii cetățenilor de rând. Domn Povoloi,
Pentru anul 2022 avem o sumă enormă pentru reparațiile și modernizarea instituțiilor educaționale. Fiecare proiect să fie verificat și sub control. În acest an avem deschiderea mai multor instituții educaționale și grupe de grădinițe. Urmează să discutăm în această săptămână în detaliu pe ceea ce trebuie să se întâmple, dar în premieră vom avea astfel de lucruri care să se întâmple la așa o scară în municipiul Chișinău. Pe zona COVID, analizăm în municipiu situația epidemiologică și prognozele cu referire la cazurile noi de coronavirus, inclusiv cu noua tulpină Omicron, pe care nu poate identifica Ministerul Sănătății. Am văzut că tulpina, în percepția lor, este tulpina copacului și nu tulpina de virus. În fine, urmează să convocăm ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău și vom asculta de sfaturile specialiștilor și vom întreprinde acțiunile necesare pentru a face față noului val COVID-19. Care ar fi acțiunile pe etape pe care le putem implementa? Le putem face doar la nivel de municipiu, la centrală nu avem cu cine. Din păcate, guvernul și ministerul au demonstrat că sunt incapabili, iarăși au băgat capul în nasip castruții. Așteptăm să scoată acel cap de acolo. Poate trec sărbătorile și se stabilizează situația și la ei. Situația curentă necesită intervenții imediate, fiindcă cunoaștem că presiunea cea mai mare din nou va veni pe sistemul de sănătate din municipiul Chișinău. Iar Ministerul Sănătății tace. Ci că nu avem Omicron în Moldova. În limba rusă este zical, zanaris. Haideți. Nici nu vom avea la așa atitudinele responsabililor din minister dacă deși fac secvențierea la depistarea tulpinilor noi odată în Paște. Paștele urmează să fie primate. Deși omisia a donat ministerului un secvențiator de câteva sute de mii de euro, care deja de circa 3 luni stă pe rol de decor la ANSP. Țineți minte când s-au donat calculatoare pe la sate și lumea punea în față la obiectul de informatică, deci ceva așa ca pe televizor, la bunica cum punea. O prostire și punea niște cactuși acolo ca să nu fie felul de radiație. Așa și ei stau cu stația de oxigen, la fel stau și cu secvențiatorul ăsta. În toată această perioadă au făcut doar de două ori secvențierea la depistarea tulpinilor dominante în Republica Moldova și doar pe câteva probe. Specialiștii noștri și chiar experții OMS ne spun că probe de secvențiere trebuie făcute zilnic, câteva zeci de probe preluate din toate zonele Republicii Moldova. Pentru că avem deja internări în număr majorat cu COVID, atât pentru adulți, cât și pentru copii, în special pentru copii. Repet, pe propria experiență, vă spun acest lucru, și pe experiența colegilor care sunt în executiv, în legislativ, avem foarte mulți copii care au fost contaminați. Și avem deja o amenințare reală de transmitere comunitară a tulpinii Omicron. Avem foarte mulți oameni care au venit acasă, care au plecat în vacanțe, care iarăși s-au reîntors. Și vreau să spun că este criminal ca Ministerul Sănătății nu face nimic pentru a spori capacitățile de testare în laboratoarele publice. Astfel, de fapt, populația este nevoită să meargă la laboratoarele private în continuare, unde se achite cel puțin un preț dublu pentru test PCR. Colegii de la Direcția Asistență Medicală și Sănătate, deci de la Direcția Sănătate și Protecție Socială, au dispus acțiuni pentru gestionarea eficientă a noului val pandemic, COVID-19 la nivel ospitalicesc și de asistență medicală primară, cu pregătirea spațiilor medicale, sporirea capacităților de internare pentru adulți și copii, mobilizarea resurselor medicale umane, securizarea rezervelor de medicamente, a consumabilor și a mijloacelor de protecție. Astfel, urmează să activăm departamentul COVID la Modexpo pentru triajul sporit la coronavirus. Vom reactiva spațiile medicale pentru internare și tratament precoce a pacienților suspecți și confirmați cu COVID-19 la Modexpo. Vom asigura fortificarea secției de terapie intensivă și reanimarea acolo. Precăutăm soluții urgente pentru asigurarea departamentului COVID-19 de la Modexpo cu o stație de oxigen. Vom identifica orice soluție posibilă ca să asigurăm noi dacă Ministerul Sănătății nu reacționează. Atenționez o dată în plus Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ca în momentul potrivit să fie toate cele necesare realizate pentru a evita orice posibilă situație
de risc în zona centrului Modexpo. Analizăm organizarea unui laborator municipal pentru efectuarea testelor PCR în timp real. În prezent, în spitalele municipale, creăm circuite COVID și non-COVID prin reorganizarea internă și activarea graduală a secțiilor COVID cu asigurarea tratamentului pentru pacienții cu infectarea cu infecția de coronavirus. La nivel de asistență medicală primară, vom asigura monitorizarea și tratamentul la domiciliu de către medicii de familie a pacienților confirmați cu COVID cu forme ușoare și medii. Rog, domnule, să verificați dacă putem actualiza în continuare sistemul de monitorizare la domiciliu, pentru că, ținând cont de statisticile pe care le avem în regiune și la nivel european, lucrurile se pot agrava cât de curând posibil, chiar dacă ne se întâmplă mâine, pe mâine sau în câteva săptămâni, cum trebuie să fim pregătiți în această privință. Totodată, în continuare, punem accentul pe accelerarea procesului de imunizare ca unica soluție pentru protejarea sănătății. Vă rog frumos, împreună cu agenții economici, vom discuta suplimentar. Domnul director, așa cum ziceam, trebuie să facem tot posibilul ca această rată să crească cât se poate de mult. Până la sfârșitul lunii martie, v-ați pus obiective ambițioase în această privință. Obiective greu de atins, dar trebuie să pregătim absolut toate măsurile necesare pentru a face acest lucru. În continuare, vă rog frumos foarte mult să asigurați testarea după necesitatea personalului didactic și non-didactic în instituțiile educaționale cu acele teste rapide, chiar dacă avem rată de vaccinare foarte înaltă în rândul personalului didactic. Un alt aspect la fel de îngrijorător, ceea ce am spus și din propria experiență, din experiența colegilor noi avem un număr foarte mare de infecții respiratorii de roze la copii, patrul la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii numărul 1 sunt practic toate ocupate. Internăm micii pacienți cu infecții respiratorii la Spitalul Copii Ignatencu. La Spitalul Boli Patogenoase pentru Copii am reactivat secții suplimentare COVID, deoarece avem un număr în creștere, așa cum spuneam, pe propria experiență a copiilor cu nouă coronavirus. Domnul Gâlcă, vă rog frumos să ne spuneți care este situația cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID în rândul populației municipiului Chișinău. Bună dimineața, stimați colegi, bună dimineața, stimați primar general. Deci, într-adevăr, am convocat ședința celulei de criză pe 6 ianuarie. Am discutat cu colegii la fel și pe 7 și pe 8 ianuarie. Au fost luate niște decizii importante pentru controlul pandemic și, într-adevăr, deci dumneavoastră le-ați menționat în mare parte, a fost emis ordinul Direcției Generale cu privire la cele acțiuni emergente. Am discutat cu fiecare director în parte de la toate instituțiile medico-sanitare publice din Chișinău. Urmează să ne întrunim cu toți managerii de instituții medicale din municipiu, atât din AMT-uri, din centrele medicale private, cât și din centrele de sănătate din suburbii. Domnul Crudu de la Spitalul Sfânta Treime a primit indicații clare pentru a reactiva spațiile de la departamentul COVID de la Moldexpo, anume pentru triajul sporit, anume la coronavirus. Noi considerăm că testele rapide sunt foarte bune, dar trebuie folosite doar ca scop de screening, atunci când persoana sau pacientul suspect nu prezintă clinică. Acolo unde există clinică, există simptome, conform regulilor internaționale, trebuie să mergem pe testare PCR și de aceea vom solicita și Ministerului ca la centrul COVID să fie asigurată testarea PCR cu funcționalitate deplină a laboratoarelor publice, acele puține care sunt și unde este foarte greu să ajungă populația simplă să se programeze, poate să se programeze pentru 10 zile înainte, când testul este nevoie astăzi sau mâine. De asemenea, am dat dispoziții ca la departamentul COVID de la Moldexpo să fie pregătite spațiile medicale pentru o eventuală creștere a numărului de internări. Republica Moldova nu poate fi o excepție. Noi urmărim ce se întâmplă în regiune, noi urmărim ce se întâmplă în țările limitrofe și urmărim creșterea aceasta sporită a valului cauzat de Omicron.
Da, sunt de acord, cum ați menționat, că în Republica Moldova oficial nu a fost spus că avem Omicron, dar vă asigur, stimați colegi, că mobilitatea sporită a populației înainte de sărbători, în timpul sărbătorilor interne și externe, călătoriile peste hotare spre Republica Moldova, revenirea la școală a copiilor, nu va face altceva decât să ne pună pe masă demonstrarea fermă că avem Omicron și în Republica Moldova. Referitor la secvențiere, estimate domnul primar general, sunt absolut de acord cu ce ați menționat, având un asemenea echipament utilaj performant, care nu toate țările în zonă pot să se laude, echipamentul parvenit de la OMS, secvențiator de ultima generație și până în prezent, fiind adus în Republica Moldova deja cel puțin 3 luni de zile, s-au făcut doar 2 secvențieri, este o rușine. Aceste secvențieri și experții OMS inclusiv spun că aceste secvențieri trebuie să fie zilnice, probe preluate din aeroport, probe preluate la punctele de trecere a frontierii, probe preluate în toate raioanele, toate zonele din Republica Moldova pentru a vedea într-adevăr care tulpină este dominantă în Republica Moldova. Vă asigur că la următoarele secvențieri, dacă Ministerul va, spunem așa, binevoi să facă aceste secvențieri, cu siguranță vom depista această tulpină Omicron. Partea bună este că tulpina Omicron, fiind foarte contagioasă, ea aparent nu este atât de gravă, dar crește numărul de internări și posibil a cazurilor grave. Din aceste considerente am dispus de asemenea domnului director de la Sfânta Treime, Oleg Crudu, pentru a găsi posibilitatea de a instala o stație de oxigen la departamentul COVID de la Moldexpo. Ne-am săturat de aceste ping-ponguri, având o stație de oxigen nouă care stă depozitată, este un lucru de neînțeles de ce nu este folosită și nu a fost dispusă instalarea ei la Moldexpo. Eu sper că vom găsi soluții și vom, în timpul cel mai scurt, și vom putea instala o altă stație de oxigen pentru securizarea, pentru bună pregătire și control pandemic la departamentul COVID de la Moldexpo. În aceeași ordine de idei, probabil este încă prematur, dar lucrăm foarte intens la o eventuală instituire a unui laborator de teste PCR în municipiu. Am adresat această scrisoare și Ministerului Sănătății. Vom vedea care sunt soluțiile. Avem anumite propuneri. Vom reveni cu detalii după ce stabilim în general tot acest concept într-un timp foarte restrâns. Cu referire la vaccinare, rămâne obiectivul prioritar. Este dovedit că vaccinarea este cea mai sigură metodă de protejare, inclusiv pentru tulpina Omicron și alte tulpini. Din aceste considerente, punctele de vaccinare toate sunt operaționale, vor activa în program de plin, punctele mobile la fel au graficul definit de staționare. Într-adevăr, cu colegii am discutat, am luat act de acea sarcină destul de ambițioasă și într-adevăr greu de realizat, de a atinge către 1 aprilie, de a atinge o rată de vaccinare în municipiul Chișinău de 70% la populația generală. Va fi dificil, dar nu imposibil. Vom lucra cu toți colegii, avem nevoie de parteneriate extinse interdisciplinare, de o comunicare eficientă. Nu neg, avem nevoie și de suportul organelor centrale, de la ANSP, de la Ministerul Sănătății, de la Guvern, de la Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, anume pentru a avea niște acțiuni coordonate, coerente, în comun, de planificare și atingere acestor obiective. Dacă ne referim la situația la zi,
Stimați colegi, trebuie să vă informez că rămânem în alertă cod galben după incidența care o avem în municipiu și la punctul focal de la Ministerul Sănătății. Chiar astăzi a fost raportat că avem o tendință de creștere, deci vacanța a trecut, înțelegem că vom avea și nu poate fi altfel, reieșind de ce se întâmplă în zonă. Cunoaștem la fel că starea de urgență în sănătate publică expiră în câteva zile, expiră la 15 ianuarie. Noi am luat act despre necesitatea convocării, stimate domn primar, convocării ședinței Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Vom coordona cu specialiștii subiectele și vom convoca această ședință în săptămâna curentă, cred că chiar în zilele următoare. La ziua de astăzi, azi dimineață, erau internați în municipiul Chișinău circa 330 de pacienți, inclusiv 22 în stare extrem de gravă în terapia intensivă. În municipiul Chișinău avem cu regret înregistrate 2700 de decese, peste 2700 de decese. La nivel național, de mult s-a depășit pragul psihologic de 10.000, sunt circa 10.300 de decese raportate. Din aceste considerente, rămânem foarte atenți la ce se întâmplă. Toți conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice au sarcini clare stabilite. Urmează să ne convocăm imediat acum în ședința cu toți ei, după ședința operativă. Vom transmite și mesajul dumneavoastră. Pregătim ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, inclusiv analizăm bunele practici în regiune. Stimate domnul primar general, stimați colegi, raport finalizat. Domn director, ceea ce vreau să vă rog este să cooperați împreună cu domnul Tudor Gârbu și colegii la alte regii, pretura, cu Inspectoratul General al Situațiilor de Urgență, în ceea ce ține de mijlocii de securizare a zonei Mall-Expo. Ca să nu avem acolo ceea ce poate și-ar dori cineva. Pentru că nu mai înțeleg aceste abordări, repet, sadice și sarcastice. Iar cu ministerul poate deja au ieșit din sărbători, au ieșit din Păhărel. Vedeți, poate totuși vă convocați, pentru că avem de făcut lucruri mari împreună. Pericolul este pentru toată lumea, nu este doar pentru Chișinău. Exact așa cum ați spus dumneavoastră, oamenii au circulat, au venit, mulți au venit acasă, mulți au plecat în vacanță, este un flux și o mobilitate sporită, copiii s-au întors la școală și putem să avem o incidență corespunzătoare. De asta toate măsurile de precauție și acționăm la prevenire, nu să stingem foc atunci când eventual acesta ar putea apărea. Ceea ce vreau să vă rog, împreună cu domnul Iațco, domnul Talmat, vă rog să luați la control, noi am discutat asta anul trecut, cu domnul Iațco și cu doamna viceprimar Olga Ursu, cartela socială a locuitorilor municipiului Chișinău. Acolo sunt mai multe idei referitor la acest concept. Cum putem să implicăm, să sincronizăm asistența, să colaborăm cu agenții economici diferiți pe zona ajutorului pentru persoanele care au nevoie mai mult de ajutor. Și doamna viceprimar, vă rog, așa cum ziceam, în contextul
deci acele inițiative sociale, vă rog să împărtășiți și cu domnul Vâlcă, referitor la colaborarea cu Flagzeluța. Am discutat la biroul permanent, a fost o înțelegere de principiu, trebuie să pregătim toată documentația pentru următoarele ședințe ale Consiliului Municipal Chișinău, la fel ca și în cazul combinatelor școlare. Cred că poate fi extinsă ideea și cu piețele din sectoare, cu piața centrală, cu magazinele, supermarketurile. Vă rog să comunicați și în termen de 2 săptămâni să reveniți cu draftul conceptului la această, în această privință. Iar în 3 săptămâni să putem să inițiem deja activități foarte concludente între ele. Referitor la trăurile buzele turistice care au fost lansate în Chișinău în perioada sărbătorilor de iarnă, am văzut că solicitarea a fost foarte mare și continuă să fie solicitări. Am decis ca în acest weekend să fie prelungit programul trăurile buzele turistice, orașul alături de Moș Crăciun. Sâmbătă și duminică vor fi organizate în fiecare zi mai multe curse. Informația va fi făcută public cu toate detaliile. Din data de 18 decembrie 2021 și până pe 9 ianuarie 2022, total au beneficiat de excursii circa 3.000 de persoane, dintre care 1.900 adulți și copii cu vârsta de la 7 ani în sus, 1.100 de copii sub 7 ani, total rute efectuate 60 pentru copii din licee, 35 de instituții de învățământ, 420 de elevi, 14 rute efectuate pentru copii din centrele de plasament, 9 centre de plasament, 10 rute efectuate, 160 de copii, 60 de însoțitori. Pentru toți locuitorii capitalei, dar și oaspeții capitalei, 36 de rute efectuate. Total au fost repartizate 1.800 de cadouri pentru copii. Toți copiii până la 7 ani au călătorit gratuit. Toți copiii din centrele de plasament, de asemenea, au călătorit gratuit. Toți cei mici au beneficiat de cadouri dulci din partea primăriei municipiului Chișinău, partenerilor noștri. Sâmbătă și duminică vor avea loc ultimele curse. Pe viitor vom gândi cum să facem ca acest serviciu să rămână interactiv pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Vă rog frumos, în această perioadă, direcțiile responsabile, Direcția Economie, Direcția Cultură, Direcția Educație, la fel, împreună cu toți cei din executiv, să gândim programe care să implice cât se poate de mult copiii, adolescenții, în diferite activități extracurriculare, cognitive, de dezvoltare. Așa, sâmbătă, pe data de 15 ianuarie, organizăm aici la municipiu Ziua Culturii. Aducem omagiu tuturor celor care se dedică acestui domeniu, celor care muncesc pentru dezvoltare, învățare și promovarea talentului și noastră ca naționalitate. Avem oameni extrem de talentați, suntem mândri și recunoscători. Actori de teatru, de film, interpreți, regizori, pictori, angajați ai muzeului, angajați în general în aceste domenii, profesori în arte care educă o nouă generație. Vă spunem anticipat felicitări cu această ocazie. Puținul pe care o putem face în calitate de autorități locale este să promovăm arta scrisă, cântată, pictată, citită de către dumneavoastră și să vă implicăm în diverse evenimente organizate de către primăria municipiului Chișinău. Și în ultimii ani am lansat mai multe proiecte culturale și sunt mândru pentru că avem cu ce ne mândri și avem multe de învățat. Așa cum spuneam, încă în septembrie-octombrie anului 2021, la insistența mea personală, pentru anul 2022, am triplat bugetul pentru proiectele culturale. Iar împreună cu dumneavoastră, putem transmite arta frumosului în capitală, în țară, dar și peste hotare. Repet, vreau ca municipiul Chișinău să redevină capitală culturală în regiune, de care să se mândrească nu doar locuitorii orașului, nu doar locuitorii țării, dar cei care vin să ne cunoască de peste hotare, de aproape sau de departe. Cei care sunt ai noștri și sunt plecați în diasporă departe de
hotarele Republicii Moldova, fie în Europa, fie în Statele Unite, fie în Federația Rusă sau Statele CSI. Fie oriunde în alt colț al lumii. Chișinău este locul în care ar fi bine să comunicăm, să împărtășim experiențele, să vorbim despre frumos, despre grot, oricum o să vorbim și despre lucrurile care poate stau nu prea bine. Dar avem lucruri extraordinare pe care ar trebui să le împărtășim. Repet, mi-aș dori ca municipiul Chișinău să-și recapite statutul de capitală culturală în regiune. Sănătate vă doresc, o săptămână cât mai reușită și nu uităm că suntem 24 din 24 în slujba cetățeanului. O săptămână cât mai reușită.